Enric Emanuel Schmidt scrie o carte foarte interesantă, pornind de la premisa că destinul ne poate fi influențat de tot felul de factori, unii exteriori. Adolf Hitler, două vieți, ne prezintă două fire narrative. Viața reală a lui Hitler, foarte bine documentată, cu foarte multe detalii, și viața care ar fi putut exista dacă Hitler ar fi fost admis la Academia de Arte Frumoase din Viena. Nu se știe dacă așa ar fi fost, dar ipoteza e interesantă și cartea foarte bine scrisă. Filmul Valkyrie îl prezintă pe Tom Cruise în rolul unui ofițer german nemulțumit de abuzurile dictatorului și care pune la cale asasinarea acestuia în operațiunea numită Valkyrie, din păcate eșuată.